Primele ajutoare umanitare oferite Moldovei de guvernul de la București vor fi distribuite astăzi în capitală. Aproape 300 de tone de zahăr vor fi repartizate timp de 3 zile familiilor sărace, grădinițelor, școlilor, centrelor de plasament pentru copii și azilurilor din Chișinău. În prima zi vor fi distribuite peste 80 de tone de zahăr. Apoi, zahărul va ajunge în raioanele din centrul țării și anume Strășeni, Ialoveni și Anenii Noi. În sudul și nordul țării vor fi distribuite ajutoarele care vor ajunge în țara noastră în perioada următoare. Primele ajutoare oferite de guvernul de la București au ajuns în țara noastră în data de 10 martie. Este vorba despre o cantitate de 203 tone de zahăr. România va oferi Moldovei ajutoare umanitare în valoare de peste 80 de milioane de lei.